întâlnim echipa de pe ultimul loc, însă această echipă în perioada de iarnă s-a întărit cu 10-11 jucători. Este o echipă schimbată în bine, spun eu, pentru că au niște antrenori valoroși, au și jucătorii foarte buni în componență. Uitați-vă și pe rezultatele lor. În aceste două etape au avut două meciuri în deplasare și au reușit să marcheze de 5 ori, ceea ce nu-i puțin. Au marcat de două la Deva și au luat și punct în inferioritate numerică. Iar pe terenul liderului au reușit să înscrie de 3 ori. De aici trebuie să tragem o concluzie foarte importantă, că această echipă pe fază de atac este o echipă bună, o echipă care are în componență jucători valoroși, jucători care au jucat peste nivelul ligii la care ne aflăm noi. Și spun eu că ne va aștepta un meci foarte greu, un meci foarte greu, și tocmai asta le-am spus și băieților mei, să nu ne uităm pe clasament, pentru că vom întâlni o echipă bună, mult peste locul care îl ocupă în clasament în momentul de față. Așadar, ați luat măsuri ca să nu fie probleme, la fel cum ați pătit meciul cu Ghiroda? Păi, și la meciul cu Ghiroda, noi, staful tehnic, ne-am făcut datoria să scoatem în evidență anumită valoare a jucătorilor celor de la Ghiroda. Același lucru l-am făcut și săptămâna asta. Jucătorii mei, spun eu că sunt pregătiți din punct de vedere mental, în primul rând, să facă o partidă bună, să obținem victoria și să nu mai considerăm faptul că doar simpla noastră prezență pe teren aduce și aduc și cele 3 puncte. Clar ne va aștepta un meci greu, un meci pe care îl vom aborda foarte serios și din care încercăm să scoatem maximul. Cum e atmosfera în vestiar? După meciul cu Ghiroda era puțin mai, o tensiune mai mare, a venit o victorie pe terenul propriu, cum e acum? Este ok, jucătorii s-au pregătit foarte bine în această săptămână și nu ne rămâne decât să ne pregătim din toate punctele de vedere în continuare și să ne deplasăm în județul Alba și să scoatem maximul.